Respecte numele doamnelor și domnilor și bine ați venit la A Patra Putere. Am deosebită plăcere să l-am în studio în această seară pe cel care în 2017 a câștigat alegerile în Băicoi din poziția de viceprimar atunci. A câștigat lejer cu o sintagmă de normalitate. E vorba de chiar așa practic și a condus campania că vrea să aducă normalitatea la Băicoi. Al doilea oraș ca întindere din Prahova a suferit, între ghilimele, niște transformări deosebit de importante în acest plan al ideii de a locui, de confort urban. Marius Constantin este alături de mine. Vă salut, domnule primar, bine ați venit. Bună seara și mulțumesc de invitație. Cum traduceți dumneavoastră normalitatea în clipa asta? Fiindcă spuneați în urmă cu câteva luni de zile că nu mai este foarte mult de asfaltat în Băicoi, un oraș care într-adevăr avea nevoie urgentă de investiții în trama stradală. Da, noi normalitatea nu doar o spunem, o și arătăm. Deja au trecut 5 ani de zile de când am fost ales prima dată ca și primar pe orașul Băicoi și analizam lucrurile care trebuie să le rezolvăm destul de repede. Și atunci mi-a venit ideea că oamenii s-au săturat de promisiuni și cu siguranță nu mai credeau în ele, iar tot ce trebuia să ne propunem este să aducem această normalitate, acest confort. Adică să nu promiteți și să faceți. Sigur, pentru că nevoile sunt foarte multe. Dar cum ne-ați convins, domnule, că sunteți persoana potrivită pentru așa ceva? Cred că prin seriozitate. Păi vă cunoșteau, sunteți medic veterinar, nu? Sigur că da și mă cunoșteau foarte mulți, dar mai aveau urme de îndoială, un medic veterinar să conducă un oraș, poate nu este cel mai potrivit. Am reușit să arătăm că suntem echipa potrivită, la rândul lor oamenii ne-au dat susținere și dacă în 2016 am reușit să câștigăm cu 51%, în 2020 am câștigat cu 77%, ceea ce arată că suntem pe drumul cel bun. Din punct de vedere politic, sunteți o achiziție importantă. Nu vă curtează partidele, cele principalele partide din România în clipa asta? Cu siguranță că ne curtează, pentru că echipa formată acolo este una foarte bună, dar și aici am adus un plus, cel puțin pentru orașul Băicoi, că am reușit să ne distanțăm de tot ceea ce înseamnă această gâlceavă politică pe care o vedem la televizor și noi în 2020 ne-am făcut o structură locală care se numește Alianța pentru Băicoi. Îmi era puțin teamă, pentru că dacă pentru candidatul la primar omul merge la secția de vot cu numele și știe deja pe cine vrea să voteze. Sigur, pentru Consiliul Local era poate o pierdere dacă veneam pe o alianță de care oamenii nu știau. Dar și în aceste condiții, riscând un pic, am reușit să luăm 12 posturi de consilier local din 17. Asta înseamnă că avem inclusiv două treimi. Este mare, de mare ajutor, sigur că patrimoniale. Da. Sigur, dar este de mare ajutor pentru că avem o înțelegere și o armonie în Consiliul Local. Au înțeles că lucrurile merg într-o direcție foarte bună și atunci vreau să vă spun că sprijinul este total. Cred că este foarte greu să încerci să conduci un oraș având Consiliu împotriva primarului. Nu, păi este situația de la Ploiești, care este ar fi cunoscută. Probabil că și la Câmpina am înțeles. Când proprii consilieri, oamenii care au făcut parte din echipa actualului primar, s-au distanțat și îi pun de cele mai multe ori contra la tot ce înseamnă inițiative din partea executivului. Bun, legat de trama stradală, în momentul în care ați câștigat alegerile în 2017, era foarte mult de asfaltat, din ce mi-aduc aminte. Unde sunteți acum din acest punct de vedere? Da, al confortului pietonal și al conducătorilor auto. Este o situație reală și neplăcută pentru în acel moment pentru locuitorii orașului Băicoi. Eram întrecuți de foarte multe comune din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii, pentru că în 2016 orașul era asfaltat într-o proporție de 55%, dar și din cele 55% majoritatea străzilor erau distruse pentru că se implementa un sistem de canalizare, din punctul meu un proiect greșit, pentru că conducta principală mergea pe mijlocul străzii și plecau stânga-dreapta branșamentele de cuplare pentru fiecare gospodărie, astfel că întreaga stradă era distrusă. Ba mai mult de atât,
prin proiectul pe care îl implementa primăria la acel moment, constructorul era obligat doar să-și repare partea pe care el lucra, adică acel șănțuleț care se lăsa foarte repede. Nu exista o compactare a tuturor straturilor până la asfalt și astfel... Nu știu dacă legea nu cumva contrazice ideea asta, fiindcă în momentul în care spargi longitudinal o stradă, indiferent unde stai conducta, tu trebuie să o repari integrală. Nu numai să acoperi șanțul. Nu, legea este interpretabilă, tocmai de aceea noi am venit cu o completare acum 2 ani de zile în Consiliul Local și ne-am făcut un regulament propriu de repararea intervențiilor pe străzi, pe partea carosabilă sau în afara părții carosabile. Garanția a trecut? Adică a crescut ca termen? Nu neapărat garanția, pentru că garanția este stabilită de lege, dar modul de reparare a acestor intervenții, da. Sigur că da, l-am reglementat așa cum trebuie. Bun, și ce proporție este acum asfaltat Băicoiu? Băicoiu este acum... asfaltat cei 55% pe care într-o proporție de 99%, dar vreau să vă spun că am reușit să reabilităm și din cele 55% care figurau ca străzi asfaltate în 2016 peste 80%. Deja obiectivul nostru acum nu mai este ca Băicoiul să fie asfaltată în proporție de 100%. Până la sfârșitul anului următor ne dorim ca pe toate străzile din orașul Băicoi să avem strat nou de asfalt. Adică să scăpăm și de acele cârpiri făcute în urma anumitor intervenții. Au fost ridicate implicit capacele de cămin? Sigur că da, ridicăm capacele la nivel, dar încă ne mai lovim de o problemă, aceea de intervenția diversilor operatori, pentru că noi venim și cu mari eforturi, pentru că știm că trecem printr-o situație economică dificilă în ultimii ani, dată de evoluția virusului COVID, dată de război. Avem aceste prețuri, explozie. Păi, bun, cum ați trecut prin cei 2 ani de pandemie, de criză sanitară? Am trecut, că să nu spunem... Că nu poți să scoți Băicoiul din contextul național, nu, cu siguranță evident. Nu, cu siguranță adică nu. Adică vezi și... Băicoiul ca pe oază de fericire și de seninătate și... Și faptul că avem inclusiv spital orășănesc, a trebuit să suplimentăm fondurile de funcționare a lui, pentru că cel puțin 2019, când nimeni nu știa de debutul acestei pandemii în România, nu prevăzusem bani și a trebuit să facem rapid niște ajustări ale bugetului local. Dar eu spun că și dacă astăzi vorbim de niște investiții care ridică gradul de confort al locuitorului din orașul Băicoi sau a investitorilor, spunem și de o cheltuire mai eficientă a fiecărui bănuț din bugetul local, pe lângă faptul că reușim să atragem foarte multe fonduri extrabugetare. Cum răspundeți la întrebarea venită din rândul mediului privat de business, care comentează faptul că în acea perioadă foarte nasoală, care sper să nu se mai întoarcă, bine, dar niciodată unui caz nu vine singur, iată, să zicem că pandemia a decedat brusc, da? Această criză sanitară a decedat. Și a apărut război. A apărut un caz mai mare. Spun ciudat, fiindcă odată cu apariția conflictului în Ucraina, pe 24 februarie, de la 1 martie s-au ridicat restricțiile provocate de criza sanitară și incidența a scăzut în rândul populației. Dom'le, foarte multor antreprenori, chiar dacă au primit o mică ajutoare din partea statului român, care au compensat scăderea activității economice, producție și servicii, bugetarii au primit salariile în întregime, în integralitate. Nu au, chiar dacă productivitatea a scăzut fantastic, chiar dacă mulți dintre ei au muncit de acasă, da? Mai mult sau mai puțin, dar în sfârșit cererea de randament a scăzut considerabil în acea perioadă, ei și-au luat salariile integral, iar în mediul de afaceri privat, încă o dată, antreprenorii au trebuit să concedize foarte mulți dintre angajați, nemai având, practic, de ce și cum să-i plătească. La dumneavoastră, cum s-a văzut rentabilizarea activității celor din primărie și din societățile comerciale din subornea Consiliului Local de la Băicoi? În primul rând, vreau să vă spun că noi am ajutat cu tot ce am putut, dar cu tot ce a fost legal. Am venit în sprijinul societăților comerciale care își desfășoară activitatea pe raza orașului nostru.
Cu siguranță că au fost niște decizii greșite luate de guvernul de atunci, pentru că ne aducem aminte, s-au închis frizeriile, s-au închis restaurantele, iar cei care depindeau de tot ceea ce înseamnă această activitate, și aici poate de fiecare dată înțelegem greșit că ne gândim doar la patron, nu ne gândim și la angajații care, ne primind salariu, nu pot oferi o liniște familiei, de cei care depind de fiecare angajat în parte, dar noi am încercat să-i ajutăm și am analizat fiecare decizie a guvernului care permitea reducerea de taxe sau scutirea de taxe pentru aceste activități. Cu siguranță că pentru noi a fost un impact negativ, bani mai puțin la buget, da. Dar nu am stat să analizăm așa, ne-am gândit pentru că fiecare trecea printr-o situație destul de grea și numai faptul că avea pe cineva drag care era bolnav, care trebuia să meargă într-un spital unde nu găsea neapărat un loc unde să fie internat, deci avea deja o problemă, am încercat să venim cu sprijin, dar v-am spus doar pe partea legală, n-am putut să facem nimic în plus. Cu siguranță că din 2017, de când salariile bugetarilor au crescut, și asta s-a văzut și creșterea este una destul de serioasă, a început o presiune pe mediul privat, sunt foarte mulți doritori acum, pe diverse domenii de activitate. Pleacă din mediul privat, dar până pe 1 iulie mai au o mică șansă de a se angaja. După aceea de aici încolo, din 1 iulie încolo, practic sunt organigrama statului blocată. Da. Indicit la primării și la consilii. Sigur, dar organigramele sunt așa de bogate, cu foarte multe locuri libere, disponibile, și cred că și în anii trecuți legea va permite să angajezi. Da, e paradoxal, deci salariile la stat sunt mai mari decât la așa privat. Așa este, și încă o dată este o presiune pe mediul privat. În antiteză, aduceți-vă aminte, în 2008-2009, când salariile au fost diminuate cu 25% și foarte mulți dintre cei care chiar știau ce să facă au plecat de la stat sau au mers în mediul privat. Acum este viceversa. Da. Pleacă de la privat ca să se angajeze la stat. Un loc de muncă mai bine plătit, un loc sigur, da? Fără fluctuații foarte mari în ceea ce înseamnă salariarea sau fără întârzieri la plată a salariilor, cum se întâmplă în mediul privat. Dar vorbind despre situația din Băicoi, vreau să vă spun că noi nu am ales să facem telemuncă, toată lumea, pe toată perioada, chiar pe stare de urgență, au venit fizic? Am fost prezenți la treabă, pentru că nu ne permiteam. Avem de implementat foarte multe proiecte europene, proiecte finanțate de diverse ministere și atunci nu puteam să oprim această activitate. Ba mai mult de atât, am putut să ne concentrăm mai bine pe tot ceea ce înseamnă evoluția investițiilor finanțate de diverse structuri bugetare, pentru că știți că oamenii nu aveau voie să intre în instituții, din păcate, și atunci activitatea noastră se concentra mai mult pe această implementare. Păi, despre ce proiecte este vorba? Că bănuiesc că nu ați venit la primărie doar să asfaltați străzile. Cu siguranță nu, și poate că această recuperare în dezvoltarea infrastructurii este cea mai mică realizare a noastră. Avem cu siguranță realizări foarte mari cu bani europeni, sume destul de însemnate, dar vreau să vă spun că și strategia noastră de a dezvolta infrastructura, să știți că a avut două mari avantaje. Primul avantaj este acela de a oferi acel confort de care vorbeam mai devreme și faptul că avem locuitori care astăzi nu mai sunt nevoiți să folosească încălțăminte de schimb pentru a merge la un medic, la serviciu sau la școală, dar pe de altă parte un mare avantaj, atragerea de noi investitori. Într-un oraș cu infrastructură dezvoltată, să știți că investitorii vin. Vin dacă mai găsesc și forță de muncă. Sigur că da, găsesc, pentru că Băicoiul reușește să acapareze pe lângă forța de muncă din interior și pe cea din exterior, din comunele învecinate. Aveți și la DN, practic, în mod normal trebuie să fie ofertant acest oraș. Așezarea noastră este una, așezarea geografică este una destul de tentantă, dar pe lângă asta reușim să ne facem și noi deschizători către investitori, în primul rând prin sprijinul pe care îl acordăm. Nu, dar e periculoasă rău de tot ieșirea din Băicoi către Ploiești, pe DN. Este periculoasă pentru că zilnic Câmpina auzim... Câmpina a găsit o soluție în acest sens, prin 2009-2010, da. Zilnic când au inaugurat acea că sunt supra-traversare. Victime, da, sunt victime pe DN1 accidente zona aia, da. În zonele de ieșire, pentru că DN1 este cea mai aglomerată șosea din România.
Tocmai de aceea am încercat să venim cu o altă idee, nu cea găsită de curând de autorități, amplasarea de sensuri giratorii care... Deci ar fi cea mai ieftină, da. Exact, este ieftină, gândești. Cu siguranță că diminuează numărul de după accidente. După ce că dau de Comarnic Bușteni, mai așa dau și este. De Băicoi. Dau deja de centura Ploiești, până la Băicoi, da, exact, sunt da. Deja întârziați. Noi am lucrat la un proiect care are ca obiectiv pasaj rutier peste DN1, proiect pe care deja l-am depus la Anghel Salini și așteptăm... Și sunt șanse? Vi s-au cerut clarificări? Dacă vin clarificări foarte multe de oferit celor de la Anghel Salini, practic de la guvern, automat apare și un blocaj. Nu, proiectul a fost așa de bine gândit încât nu s-a cerut nicio clarificare. Și când vor veni banii? Când estimați nu, că veți începe? De-abia în două săptămâni se vor semna proiectele, pentru că noi am depus două proiecte, acesta nu este singur, pe fondul de investiții Anghel Salini și sperăm să luăm pe cel cu pasaj rutier, pentru că investiția are o valoare mult mai mare. Din păcate, aceste programe naționale de investiții care se lansează în România plafonează nivelul sumei pe care o localitate o primește. Suntem analizați ca statut în funcție de numărul de locuitori și ni se trasează un nivel maxim ca sumă. SF-ul pe acest pasaj a ieșit undeva la vreo 65 de milioane de lei. Suma este una destul de mare. Depășește plafonul? Depășește plafonul, care pentru un oraș ca Băicoi este de 15 milioane de lei. Adică... Deocamdată aceasta a fost taxa deschisă. Noi am trimis inclusiv o scrisoare de intenție la Bruxelles să fim primiți pentru a expune avantajele acestui pasaj, acestei investiții, iar primul avantaj este acela că salvează vieți și este cel mai important. Bun, cu Compania Națională de Investiții, programul ăsta național de redresare și reziliență, ați reușit să accesați ceva și în ce direcție? Dacă da, vor merge banii? Sigur că da. Pe Compania Națională de Investiții avem deja două proiecte aprobate. Construirea unui bazin de înot de dimensiuni semi-olimpice. Era a doua cum investiție... e asta semi-olimpice? Adică nici cal, nici măgar. Nu, aceasta este titulatura oficială a proiectului. Este un modul de bazin tip. Cei de la CNI au o altă politică. Autoritatea locală le pune la dispoziție terenul care să corespundă dimensiunilor cerute de ei, după care ei țin licitația, ei fac toată construcția, noi suntem doar beneficiarul. Nu ne dă nouă suma, ne o virează și noi să ținem toată procedura. Este un pic mai complicat pentru că ți este foarte greu să intervii pe parcursul lucrărilor dacă sunt probleme, pentru că tu ești doar beneficiarul, nu ești și cel care a organizat licitația, trebuie să anunți de fiecare dată Compania Națională de Investiții să redreseze. Da, aceasta este politica. Nu sunt banii cheltuiți de cei din Băicoi. Nu e investiția orașului 100% Băicoi. 100% nu. E investiție de care beneficiază, într-adevăr. Sigur că și da. Și alții care se află în tranzit sau care merg în vizită la cei care stau în Băicoi. Da, iar a doua investiție aprobată deja este construirea unei creșe de dimensiuni mari. Asta înseamnă 110 locuri. Prin planul național de reziliență și de redresare avem deja depuse... Păi aveți cifre statistice care să denote că este nevoie sigur de o astfel de creșe? Da. Sigur. E natalitatea... Sigur, în Băicoi. Iar singura creșă de după Revoluție am făcut-o noi în 2017, o creșă făcută pe fonduri norvegiene de doar 30 de locuri, pentru că atât ne-a permis capacitatea proiectului atunci și ne-am dat seama că este insuficientă, de aceea am venit cu această completare. De ce v-au dat norvegienii bani să faceți o grădiniță? Pentru că i-am cerut. Norvegienilor. Sigur că așa, da. Tamne sam. Sigur. Adică, doamna regină, dați-ne și noi niște bănuți. Sigur. Și a zis, da, cum să nu, Marius, nicio problemă, ia. Atâta timp cât proiectul propus este unul serios, cu siguranță că vin în sprijinul nostru și noi atacăm orice variantă de finanțare există. Domnule, ăștia vor să deschisă. Vor să vă ia copiii de acolo. Cu siguranță că nu. Că și așa natalitatea în Norvegia e praf și lui de oale, ca și în Suedia și în alte țări. Dar putem să ne înfrățim, pentru că avem lucruri frumoase de învățat. Da, da, și pățiți, suntem, că dacă mai luați un copil de ureche, îl păstrează amanet. Nu suntem de acord cu această formă de educație și atunci linia este una comună. Pentru noi au fost buni. Am făcut o creșă modernă, o creșă care funcționează din 2017 și până astăzi. De aceea ne-am gândit ca să trecem la etapa a doua, să facem o creșă mult mai mare, pentru
pentru că avem foarte multe solicitări față de numărul locurilor oferite. Deci aceștia sunt bani care vin de la compania prin CNI, de investiții. Prin compania națională de investiții. Bun, și la redresare și reziliență? Avem deja depuse două proiecte. Primul proiect, în valoare de 500.000 de euro, este un proiect complex care are în vedere digitalizarea instituției primăriei. Cu digitalizarea, toți vorbiți despre digitalizare, dar stai obligatoriu 30 de zile ca să ai un certificat de urbanism. Tocmai asta se va schimba prin implementarea acestui proiect. Avem un sistem complex, niște softuri pe care le punem în practică și la treabă și dumneavoastră, ca să vă obțineți autorizație de construcție, nici nu mai e nevoie să intrați în primărie. Deci putem online să rezolvăm toată această problemă. Păi și atunci de ce mai am nevoie de a se angajați dacă digitalizarea practică ar ușura interfața asta cu primăria? Cu siguranță că este doar o primă etapă de implementare. Oamenii, și aici vorbim de seniori care sunt mai greu obișnuiți cu această tehnologie modernă, și vom avea în continuare doritori să vină la biroul nostru să stea de vorbă, să-și ia informațiile sau să depună documente. Uitați că există deja implementat ghișeul.ro, o aplicație prin care putem să ne plătim taxele online fără să ajungem fizic la primărie, dar din păcate la nivelul orașului Băicoi maxim 5% din plătitori, sigur. Maxim 5% plătesc online. Dar digitalizarea, să știți că este un proiect interesant, vorbesc aici de proiectul depus de orașul Băicoi, pentru că nu are în vedere doar digitalizarea instituției primăriei. Și vă dădeam exemplu de la plata online a impozitelor și a taxelor, obținerea de autorizații, de documente. Vorbim de o transparență totală, pentru că totul va fi încărcat, toată activitatea noastră, inclusiv a primarului, va fi încărcată în timp real în online pe site-ul primăriei. Digitalizăm și două laboratoare de fizică pentru două școli și spun eu că digitalizez sau încep să digitalizez și orașul. Nu v-ați gândit să digitalizați și audiențele? Adică în felul ăsta? Ba da, adică cu siguranță. Practic... Programul permite de la un pas simplu, acela de a se planifica online la o audiență, până la a se ține online această discuție. Bine, astea pot fi programate prin... Sigur, pentru că obligatoriu trebuie să... Și poate în felul ăsta intrați în fiecare zi în contact prin videoconferință, prin sistemul ăsta de telefonie video, oricum, cu oricare băicoian care oricum, se programează la primăria oraș Băicoi, pentru cabinetul primarului nu există doar o zi de audiență pe săptămână. Audiențele se țin zilnic. Dom'le, nu poți să stai să pierzi vremea pentru toate fleacurile. Pentru... Nu este mai o pierdere de specialitate. Vreme, iar această modificare pe care am introdus-o în 2017, să știți că a fost apreciată de oameni. Pentru că stabilești o zi pe săptămână, poate problema lui nu poate să aștepte, este una urgentă, și atunci faptul că zilnic mă găsesc cu oamenii în primărie, și vreau să mai spun încă o noutate, faptul că eu nu încep activitatea la ora 8, așa cum prevede programul, încep la ora 7 în fiecare zi, vreau să vă spun că până la 7.30 am deja câteva audiențe. Da, mai sunt ăștia ca mine, care se trezesc de vreme. Cum reduceți cheltuielile, fiindcă mai ales pe fondul scumpirii energiei, UAT-urile, adică unitățile administrativ-teritoriale, o pondere destul de importantă din cheltuielile lunare sunt reprezentate de plata acestor facturi. Nu știu acum, aveți un singur spital în subordine, nu știu cât de energofag este sau nu, aveți școli, aveți iluminat public, toate astea consumă curent. Și noi acum avem, să zicem, o perioadă de răgaz, că s-a încălzit afară, se întunecă târziu, consumul energetic scad, dar va veni iarna și prin acest sens nu știu ce se va întâmpla. Da, vă spuneam mai devreme că atunci când am preluat mandatul de primar, am elaborat o strategie de dezvoltare a orașului pe lungă durată, da? Pentru că am reușit să
punem în implementare niște proiecte care mai târziu s-au dovedit că ne sunt utile, fără să preconizăm noi că va fi o explozie la utilități, la tarife, ce trăim astăzi. Și vreau să vă dau câteva exemple. Am reușit să implementăm anul trecut, să încheiem implementarea în Spitalul Orășenesc Băicoi aparatură de ultimă generație în valoare de 8,4 milioane lei. Ne-a prins așa de bine pe perioada de pandemie să avem aparatură modernă. Degeaba ai aparatură dacă n-ai medici specializați. Avem și specialiști, și pregătiți, avem specialiști, să umble cu acea aparatură. Avem specialiști, îi ducem la cursuri de perfecționare de fiecare dată, dar din păcate nu aveau cadru în care să-și desfășoare actul medical așa cum trebuie. Pe de altă parte, spuneați de iluminatul public. Acum suntem în faza de recepție, deci am terminat implementarea unui proiect european prin care modernizăm iluminatul public în orașul Băicoi. Ce înseamnă acest lucru? Până în 2018, iluminatul pe raza orașului Băicoi era acoperit într-o proporție de 35, maxim 40%. Adică restul orașului era într-o beznă totală. Majoritatea lămpilor care asigurau iluminatul la acea oră erau lămpi din acelea vechi, mari consumatoare de energie. Am pus la punct un proiect european pe care l-am aplicat și care a fost obținut, astfel că în această perioadă de implementare am montat peste 2600 de lămpi de ultimă generație, lămpi cu LED, ce ne-a permis să extindem iluminatul de la 35-40% la 99%. Astfel că astăzi avem iluminatul acoperit pe aproape întreaga suprafață a orașului, dar el este făcut cu lămpi de ultimă generație care dar sunt mici. Dar cablurile nu le-ați îngropat. Nu le-am îngropat pentru că nu am găsit o axă. Chiar dacă este directivă europeană cu intrare în vigoare încă de la 2007. Sigur, la 2007. Dar nicio axă europeană nu finanța o astfel de investiție. Noi sperăm și acum lucrăm să găsim o astfel de axă. Păi, acum a reușit să facă să îngroape aproape în integralitate acele cabluri de... Eu vă spun din 2017, de când sunt primar, nicio axă n-a fost deschisă acolo, banii au fost accesați înainte de această perioadă. Și vă spuneam de proiectul cu iluminatul. Deci faptul că am extins la aproape 100%, avem decât câteva ulițe care n-au fost prinse în proiect, unde s-au dezvoltat construcții, locuințe, după ce noi am aplicat acest proiect, dar vom extinde și acolo pe buget local. O parte din aceste lămpi, să știți că au inclusiv panouri fotovoltaice, care să le asigure independența energetică. Am implementat încă un element destul de interesant, dar și de eficient, un sistem de telegestiune, sistem care ne permite să abordăm fiecare lampă în parte, adică putem să o oprim sau putem să-i reducem intensitatea luminoasă pe anumite intervale orare, dar mai mult de atât ne apare o alertă în baza noastră de date atunci când această lampă se defectează, astfel că putem să fim mult mai operativi în reparație. Și nu trebuie să vă anunțe rezidenții acelei zone? Cu siguranță nu, pentru că acum sistemul este unul birocratic. O parte de divertisment, domnule primar. Bun, munca am înțeles. Ați asfaltat străzile, oamenii au un confort în sensul ăsta și pietonii și conducătorii auto. Domnule, dar unde se distrează oamenii când cei care stau în Băicoi, să zicem, că nu o să plece ploieșteanul din Ploiești, să zicem, unde are vorba aceea și restaurante și terase și spații verzi și locuri de agrement, să meargă la Băicoi. Cum se distrează sau cum petrec timpul băicoienii? În scurt timp, ploieșteanul va pleca de la Ploiești să vină la Băicoi. Hai, domnule, pentru că asta, oferim deja... Eu pleacă mai degrabă la București decât nu, să o să plece și la Băicoi. O să plece și la Băicoi, o să vedeți. Am reușit să rezolvăm și aici o parte din această problemă. Tocmai acum suntem în faza de recepție a unui parc modern, făcut pe bani europeni, investiție de aproximativ 3 milioane de euro, parc care se întinde pe vreo 5 hectare, ca și suprafață, unde îmbinăm tot felul de zone. E clar că este o zonă verde, o zonă de agrement, o zonă de odihnă. În această zonă am reușit să implementăm un alt proiect european și să punem domnule, internet cum e la gratuit. Ai voie să te întinzi, nu știu, o pătură pe gazon, să citești o carte, să, nu știu, să îi citești copilului, să... mănânci o înghețată? Da. Uite, la Ploiești, de exemplu, sunt amendați cei care nu, să facă la noi chiar încurajăm ca oamenii să iasă pe tot ceea ce înseamnă zonă verde, pentru că nu suntem adepții acelor principii, domne, se distruge iarba, nu se distruge nimic. Noi, pe toată suprafața acestui parc, ne-am amplasat aspersoare, astfel că udatul se face noaptea. A, și vreți să se așeze fiecare dată... iarbă ca să-i stropiți cum trebuie, nu, ca să nu, le băgați mințile în cap. Avem o automatizare cu ore precise. Care
se șudăm noaptea și astfel că iarba se reface. Dar nu este singurul element de recreere, acest parc frumos care va fi inaugurat în maxim o lună de zile. Tot pe bani europeni implementăm un proiect care are în vedere realizarea unui centru cultural. Deja ne-am apucat fizic de treabă. Ce înseamnă acest centru cultural? Înseamnă, pe lângă ateliere pe care le oferim copiilor pentru activități extrașcolare, dansuri, instrumente muzicale, teatru, aducem acolo și Asociația Pensionarilor, pentru că de fiecare dată am spus că îmi doresc o combinare a generațiilor și nu o separare a lor, construim și un cinematograf de 400 de locuri, o altfel de bibliotecă care să nu însemne... Păi crezi că va fi bine, va fi fezabil acest proiect? Este mall-ul, sunt mall-urile din Ploiești, care sunt vizitate destul de des de băicoieni. Așa este și nu o să putem noi să intrăm în competiție cu mall-urile pe tot ceea ce înseamnă licențe de film, pentru că acolo sunt bani foarte mulți, dar ne-am făcut acea strategie de a oferi băicoienilor o seară de film pe săptămână. Și noi încercăm să venim cu filme de telecinematecă, cu filme care au valoare. În acest sens am purtat o discuție cu Irina Nistor, celebru critic de film, deja a inclus orașul nostru într-un proiect care se numește 100 de orașe, 100 de filme și cu ajutorul și sub coordonarea doamnei o să facem o strategie foarte frumoasă prin care săptămânal vom aduce 400 de oameni la un film. E o chestie. Și tot în acest... Centrul cultural, o să nu spuneți că face și bibliotecă, fiindcă aia este falimentară din start. Facem și o bibliotecă, dar o cine altfel de bibliotecă... Copiii nu mai citesc, copiii stau pe telefoane. Biblioteca nu o să fie doar un punct, cum este astăzi, ca cineva să vină să împrumute o carte. Poate să fie și locul unde să o citești, să o răsfoiești sau să-ți extragi anumite pasaje din ce vei avea nevoie, dar poate să fie și un loc de întâlnire, unde doi oameni de afaceri se pot întâlni și să bea un ceai, nu vorbim de o astfel de activitate. Dar tot în cadrul acestui centru cultural avem și un teatru, tot de 400 de locuri capacitate și aici nu puteți să-mi spuneți că nu putem să oferim piese bune. O dată pe săptămână? Nu o dată pe săptămână, la teatru vrem o dată pe lună, pentru că la Băicoi, în Casa de Cultură Liliș, deja au fost Horațiu Mălăele, deci am avut artiști de fiecare dată de renume. Ok. Bun, și ca perspectivă de realizare acestor proiecte care sunt inițiate, dar care depind în continuare de finanțarea statului sau finanțele europene, în ce termen vă încadrați? Noi ne-am încadrat... În câți ani vor fi... Practic, să știți că la toate proiectele, deși în derularea lor am trecut cu toții prin aceste majorări extreme a prețurilor materialului de construcții, am găsit soluții ca să le ducem mai departe și nu există niciun proiect început în 2017 și să nu fie finalizat repet, deși situația nu a fost una destul de simplă. Pentru că doar la firul beton, vă dau un exemplu, prețul s-a dublat. Făceam o analiză pentru că avem acele proiecte prin PNDL 2 de modernizarea școlilor. Dar am înțeles că a fost ridicat prin hotărâre, prin ordonanță sau prin hotărâre de guvern și acum achizițiile publice și licitațiile pe care le faceți practic sunt mai prietenoase, că foarte multe licitații făcute până în pragul scumpirilor și mai ales după, practic nu se prezenta nimeni, că nu putea să execute lucrarea la calitatea cerută de standarde din cauza prețurilor modificate la materiale de construcții. Da, vreau să spun că la Liceul Tehnologic, unde suntem în fază de implementare a unui astfel de proiect, proiectul a fost licitat în 2018, prețul la cărămidă atunci ofertat era de 2,2. Dar acum e 10 lei. Exact, iar acum este de 4-5 ori mai mare. Dar am găsit soluții să aducem din bugetul local sau din alte surse de finanțare ca lucrurile să meargă mai departe și să nu ne trezim cu șantiere abandonate. Să mai întreb de băile de la ținte?
Cu dacă există în continuare, întrebați... care este, există un deznodământ juridic în procesul în care vorba aceea a durat ceva? Da, din păcate, acele băi au fost concesionate în 1997 de conducerea orașului de atunci. S-au tot încercat diverse procese pe diverse spețe, dar până acum totul a fost câștigat de administratorul. Exact, de administratorul. Dar mai miroase în zona de sud a Băicoiului? Nu, am rezolvat și această problemă. Pentru și acolo aveați un litigiu juridic. Sigur, am identificat sursa, au înțeles că asta într-un conflict nu este în avantajul nimănui. Am reușit și mai mult societatea a reușit să-și achiziționeze o sursă de captare pentru anumite particule care creau anumite mirosuri neplăcute, așa zis, poluare olfactivă. Da. Exact. Ba mai mult de atât, și-au achiziționat și stații de odorizare care împrospătează mirosul din zonă. Deci mirosul a fost... nu mai există. Ok, păi înseamnă că în 2024 va fi bătaie pentru dumneavoastră și liberare și socialdemocrații se vor îmbulzi înainte de precampanie ca să vă curteze și să vă promită marea și sarea și eventual regla rectificări sume generoase pentru menținerea în viață a Băicoiului. Eu vă urez succes. Ce le transmiteți Băicoienilor? Păi, în primul rând, vreau să le transmit mulțumiri. O faceți cotidian. Sigur că da, și vreau să le transmit mulțumiri pentru tot sprijinul acordat. Faptul că în 2020 ne-a dat această încredere, acest vot de încredere de 77%, vot, procent care nu s-a luat în istoria orașului Băicoi, pentru noi înseamnă și o mare responsabilitate. Înseamnă că suntem pe drumul cel bun, înseamnă că echipa care conduce astăzi orașul este ceea ce trebuie băicoienilor. Un medic veterinar, v-a să zic că se pricepe și la chestii de astea. Demonstrăm că da. Mulțumesc. Marius Constantin a fost alături de mine și dumneavoastră în această seară. Eu vă mulțumesc, multă sănătate vă urez și să revedem în pace. La revedere!